Dorim că aveți. Da, adică de acum noi în speranță că de la 1 septembrie vom fi aici în această sală, am adus și flori, am adus și tot. Te uitați-vă. Profesorii dirigenții și-au adus și lucrurile sale, că mă rog, era... Dar, dacă era votat bugetul Durleștiului și Consiliul era conștiincios, asta înseamnă că de pe 1 septembrie 2023, aceste 6 clase, absolut dotate, și două ateliere, ar fi fost funcționale 100%. Iar cu copiii și care sunt în schimbul 2 și învață la Durlești în schimbul 2. Da, clasele a 8, paralel la claselor a 8. Da, și învață... la cât se termină orele pentru... La jumătate, la 17:35 de minute se termină. Păi deja e tineric, până nu de mult încheiera lumină, din păcate acum copiii sunt nevoiți să deplaseze spre casă atunci când deja este întuneric. Bună dimineața, dragi prieteni, suntem la Durlești, suburbia capitalii. De fapt, deja e baștena mea, de 16 ani locuiesc aici și mă interesează problemele. Chiar dacă nu avem o listă la Consiliul Local sau un candidat la primar, asta nu înseamnă că nu interesează problemele Durleștiului. Aici unde trăim, de fapt. Mai ales că avem foarte mulți sunători și simpatizanți, prieteni aici în Durlești și ne întreabă de ce blocul din spatele liceului Hiperion, care a fost construit cu investiții mari, nu este dat în exploatare, iar copiii din Durlești, care nu pot și nu mai încapă în acest liceu, sunt obligați să învețe în schimbul 2. Vă pare straniu că un liceu are schimbul 2, iar copiii din schimbul 2 termină seara, noaptea, pleacă acasă prin întuneric. Știți de ce se întâmplă? Mă adresez către durleșteni, pentru că o bună parte din Consiliul actual a paralizat activitatea primăriei de cel puțin 2 ani de când eu monitorizez atent ce se întâmplă în Consiliu. Pentru că n-au votat un deviz de cheltuieli suplimentar, pentru că au crescut prețurile uriașe în ultimii 2 ani de zile, s-au dus tot în sus. Iar consilierii de la PAS, cei de la MEN și cei de la Platforma, da, au paralizat activitatea primăriei. Activitatea școlii, liceului, activitatea tuturor instituțiilor, pentru că așa vor mușchiul lor și nimeni nu-i poate pune la respect. Eu ultima dată am fost în Consiliu, iar unul Cebotari, care era mare și vașnic pe aici, consilier de la PAS, și care de fapt a făcut lucruri penale și a fost dat afară din PAS. Astăzi a migrat la Ivan Ceban, deja reprezintă manul la Durlești. Ca să înțelegi, cei care fură și sunt prinși, sunt dus, se duc la MEN, pentru că e altă filială aici. Ei au paralizat activitatea, nu vor să voteze în Consiliu bugetul, da Dumnezeu cu dânsii, dar paralizarea bugetului de la Durlești face ca acest liceu să sufere, iar copiii sunt cei care suferă din urma bătăliilor. Eu vreau și neapărat insist să urmăriți până la urmă condițiile create, fantastice, probabil nici școlile private n-au condiții, săli de clasă, dotate, super dotate și ateliere pentru munca copiilor de după ore sau în timpul orilor, care stau degeaba și nu pot fi utilizate, nu pot fi date în exploatare. O spune doamna director, uitați-vă în un interviu întreg și vă spun punctul meu de vedere. Școala nu este funcțională, că nu este dată în exploatare. Ia, haideți-ne arătați. E de la faptul că noi suntem la 98% gata cu construcția. Deci nu se duce, nu se finalizează lucrările doar în sala de sport, dat fiind faptul că încă mai sunt e necesar să se aloge. Sunt datorii. Sunt datorii și... Și asta e sala mare care puteau să beneficieze copiii. Anume în această sală mai sunt lucrări puțin, dar nu se... Sala mare, frumoasă. Nu sunt o sală fantastică. Copiii doar visează, cred, până când vor face aici, vor activa în cadrul de educație fizică. Eu chiar am o speranță foarte, foarte mare că agonia alegerilor va trece și până la urmă se va vota și bugetul și vom putea da în exploatare. Dar îi pot să vă arăt ce săli dotate de clasă avem, care stau goale, da, din păcate, care așteaptă elevii. Ia uitați-vă și seli. Absolut tot. Deci dacă noi și de luni am putea, dacă ar fi dată în exploatare, am putea să activăm, avem absolut totul. Da. Și aici sunt două nivele făcute. Aici sunt trei nivele. Trei partea asta, da, sunt trei și viceu, și fai, și tot aranjat, tot curat, tot nou. Da. Și nu-i dată în exploatare. Din cauza? Din cauza faptului că Consiliul Municipal a blocat bugetul local în anul 2023 și primăria nu poate să să acopere cheltuielile, n-are de unde acoperi cheltuielile. De fapt, bugetul este, bani sunt, dar bugetul. Nu-i votat bugetul. Și cel mai cu
Păi de asta sunt agenți economici într-o incapacitate de plată. Da. Dacă nu le dați bani, asta e. Sala e gata, e pregătit 100% pentru a fi și flori în gaviță. Da, adică de acum noi în speranță că de la 1 septembrie vom fi aici în această sală, am adus flori, am adus și tot. Ia uitați-vă. Profesorii dirigenți și-au adus și lucrurile sale, că mă rog, era... Dar, dacă era votat bugetul Durleștiului și Consiliul era conștiincios, asta înseamnă că de pe 1 septembrie 2023 aceste 6 clase absolut dotate și 2 ateliere ar fi fost funcționale 100%. Iar acum copiii cei care sunt care în schimbul 2 și învață la Durlești în schimbul 2. Da, clasele a 8, paralel la claselor a 8. Și la cât se termină orele pentru... La jumătate, la 17:35 de minute se termină. Păi deja e tineri, până nu de mult încă era lumină, din păcate acum copiii sunt nevoiți să deplaseze spre casă atunci când deja este întuneric. Întuneric. Da. Credeți-mă că aceasta pentru mine și pentru tot colectivul didactic este o povară, fiindcă noi ducem responsabilitate de sănătate copiilor și atunci când copilul se deplasează spre casă târziu, eu îmi fac foarte mari griji, păi, fiindcă e târziu. Dar păi treceți între să înțeleagă locuitorii din Durlești. Mofturile consilierilor ne costă pe noi, părinții de aici din Durlești, securitatea copiilor. Da, asta înseamnă da. Toți copiii și care în schimbul 2 astăzi învață la liceu, în cazul votării bugetului, da, Durlești, aici erau să înveți copiii și toți aveau să plece la timp acasă. Absolut tot, 100% ne încadrăm în spațiul care este în această anexă, pentru toți elevii. Și aveți și încă și ateliere. Și avem și atelier, da, haideți să vă avem și atelier. Tot nou, tot curat, tot aranjat. Fantastic. Deci acesta este atelierul de lucru pentru în cadrul lecțiilor de educație tehnologică pentru fete. Pentru fete, da. Mașăncuță de cusut. Tot adus, da, tot pus la loc. Tot pus la loc. Fetele așteaptă cu multă nerăbdare să înceapă activitatea în acest atelier. Eu sunt în speranță totuși că o să rezolvăm problema, fiindcă foarte mulți demnitari au fost pe la noi, mă speții, în perioada aceasta preelectorală. Și miniștri, și deputați, și de care vrei. Și de fapt ne-au promis că trec alegerile și totul se va rezolva. Pentru mine, da, este o consolare. Doamna director, ce înseamnă trec alegerile? Dar copiii trebuie să sufere că alegeri? Asta este septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, până votează bugetul? Încă nu se știe că, de fapt, alegerile nu se știe când vor trece, da, la locale. Dacă va fi și turul 2, încă mai urmează decembrie. Încă 2, da, e decembrie. Apoi, până se votează sau nu se votează, că nu se știe cine va nimeri în Consiliu și dacă vor fi iarăși probleme. Iar blocaj. Cu blocajele. Și atunci, chiar nu știu, având totul gata, noi stăm și așteptăm. Ambițiile unor consilieri au fost întotdeauna mai presus ultimii 2 ani decât interesul nu numai a elevilor și părinților, dar întregului oraș Durlești. Da. Ce trebuie să înțeleagă locuitorii Durlești? Locuitorii Durlești din lupta asta cu asta. Din situația în care ne aflăm noi acum, cred că trebuie să înțeleagă un lucru. Fiți atenți ce faceți duminică la 5. Ai votat vagabonzii ăștia în Consiliu care au paralizat activitatea întregului orășel. Iar proiectele care n-au fost realizate în 2020 sau în 2021 sau în 2022 când n-au putut fi votate de către Consiliu, astăzi de la 30 milioane costă, 50 milioane pentru că s-au majorat prețurile. Și știți cine a pierdut? Au pierdut locuitorii din Durlești, pentru că drumurile nu au fost făcute la timp, pentru că proiectele nu au fost făcute la timp, pentru că astăzi agenții economici care acum jumătate sau un an în urmă sau 2 ani în urmă erau gata să facă un preț, astăzi îl fac cu plus 30%, pentru că asta e inflația, au crescut prețurile, iar consilierii cred că dacă blochează activitatea primăriei și a Consiliului o să-i iubească durleștenii, o să-i iubească orășenii care nu știu informația și o spună, uitați-vă și rău lucrează, din cauza asta nu se deschide liceu. Nu, nu din cauza asta, din cauza incompetenței și reavoinței consilierilor. Eu fac apel pe această cale către durleșteni. Eu am să fiu un promotor a intereselor Durleștiului la nivel de Consiliu Municipal. Am să fac tot posibilul ca în Durlești să vină proiecte investiționale finanțate și susținute de Chișinău. De asta vă îndemn, pe data de 5 noiembrie, aici să votați conștient pentru cei care au dezvoltat Durleștiul și să dați un vot de blam pentru cei care blochează activitatea, mai ales brigada lui Ivan Ceban. Iar la Chișinău vă îndemn pe data de 5 noiembrie, duminică, să votați Vasile Costiuc în calitate de primar și numărul 15 în lista de Consiliu Municipal, Democrația Acasă. Iar la Durlești,
Eu sunt sigur că durleștenii o să-și facă alegerea corectă. Urmăriți interviul cu doamna director integral ca să vă convingeți că ăștia sunt de rea credință.